Ești cu noi, mă, vagabondule. Iulian, ai marcat din nou pentru Metalurgistul Cugir. Totuși a fost o partidă ușoară. Ce vă să ne spui despre acest meci? A fost o partidă ușoară, am luat noi ușor. A fost o prima repriză din nou. Mi-a făcut-o noi grea, am început slab meciul. Dar, cum spuneam, am tratat meciul foarte slab la început. Dar după aceea ne-am revenit și am reușit să întoarcem scorul. Și suntem fericiți că am reușit victoria. Cum te simți după ce ai marcat din nou? Mă simt foarte bine și aș vrea să dedic golul părinților mei și fratelui meu. Și sunt foarte fericit că am reușit să recidivez din nou. Urmează pentru voi un meci destul de dificil. Ce ne poți spune despre întâlnirea cu Ozalaul? Da, un meci greu care vrem să-l câștigăm, să nu se scoatem din play-off. Dacă se poate să intre echipa cealaltă, că avem victorie cu ei. Și să sperăm că îi putem bate și așa vrem, mergem la victorie. Ce așteptări ai de la meciurile de play-off, că sunt destul de aproape? Sunt niște meciuri grele, de care pe care, și vom juca, sperăm bine. Și la sfârșitul 10 meciuri să fim învingători și să promovăm în Liga 2. Mulțumim mult!